În data de 25 iunie, localitatea Bădăcini va găzdui un eveniment special dedicat omagierii marelui om de stat Iuliu Maniu. Această manifestare este organizată sub egida Consiliului Județean Sălaj, în colaborare cu Parohia Greco-Catolică Bădăcin, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Programul va debuta la ora 10 cu Sfânta Liturghie desfășurată la Biserica Greco-Catolică din Bădăcin. Ulterior, la ora 12, se va organiza o ceremonie specială de întâmpinare a pelerinilor care au parcurs traseul Bocșa-Bădăcin, urmată de sfințirea crucii dedicate lui Iuliu Maniu. La ora 12:45 va avea loc lansarea cărții intitulate Iuliu Maniu, morală și politică, semnată de autorii Cristian Borz și Ana Maria Borz. Această carte reprezintă o incursiune în viață și activitatea remarcabilă a lui Iuliu Maniu, evidențiind aspectele sale morale și politice. Evenimentul va continua cu un moment artistic oferit de ansamblul folcloric Datini al parohiei Andrei Mureșanu din Cluj-Napoca, care va încânta publicul prezent cu dansuri și cântece tradiționale. Omul de stat, Iuliu Maniu, a jucat un rol deosebit în istoria României, fiind considerat un simbol al democrației și drepturilor civile. Prin organizarea acestui eveniment se dorește aducerea unui omagiu memoriei sale și conștientizarea importanței valorilor pe care le-a promovat.